Un cioban de 39 de ani a fost găsit mort pe malul Dunării. Bărbatul era din județul Vaslui și a fost găsit fără suflare. Polițiștii au efectuat cercetări stabilind că pe cadavru nu sunt urme vizibile de violență. În cauza a fost întocmit dosar penal pentru moarte suspectă. Duminică, la ora 17:30, Neculae S. din satul Agaua a sesizat telefonic la postul comunal de poliție faptul că un cioban de la stâna lui a fost găsit decedat în pădurea dinspre digul Împrejmuitor și Brațul Măcin. La locul indicat s-a deplasat imediat o echipă operativă, care a constatat că cele sesizate s-au confirmat, cadavrul fiind găsit întins pe sol cu fața în jos. Polițiștii au stabilit că victima se numește Cer Ducan, de 39 de ani, din comuna Puiești, județul Vaslui. Corpul neînsuflețit a fost transportat la morga Serviciului Județean de Medicină Legală Brăila pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei exacte a morții. De Brăileni, tată și fiu au provocat un scandal monstru chiar la o terasă de pe faleza Dunării. După ce au consumat băuturi alcoolice, cei doi s-au încăierat și au început să spargă pahare, oglinzi și faianță, iar unui barman i-a smuls lănțișorul de la gât. Cei doi au fost liniștiți de polițiștii chemați de urgență la fața locului. În urma cercetărilor, aceștia au aflat că la ora 5:30, între Georgian, de 20 de ani, și tatăl acestuia, Marian, în vârstă de 40 de ani, ambii din municipiul Brăila, a izbucnit un conflict spontan după ce au consumat mai multe băuturi alcoolice alături de cunoscuți. Persoanele implicate în conflict au fost conduse la sediul Poliției Municipiului în vederea continuării cercetărilor. Bărbații turbulenți au ales cu dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de distrugere și ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniște publice. ISU derulează astăzi o amplă campanie de informare în mai multe localități din țară, printre care și Galați și Brăila, sub sloganul Preveniți ghinionul. Astfel, de la ora 10, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dunărea din Brăila și-a deschis porțile pentru toți brăilenii care au vrut să se familiarizeze cu specificul meseriei de pompier. Vizitatorii au putut vedea și o expoziție cu tehnică de intervenție cu care echipajele serviciilor profesioniste participă la misiunile de salvare, iar în municipiu au fost organizate mai multe puncte de informare. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Galați a primit astăzi de la ora 11 vizita a 50 de copii de la grădinița Omul de Zăpadă. Derulate în colaborare cu E.ON România sub sloganul Preveniți ghinionul, activitățile informative educative desfășurate la sediile inspectoratelor au ca obiectiv conștientizarea cetățenilor asupra pericolelor la care se pot expune în cazul nerespectării măsurilor și regulilor de comportare specifice tipurilor de situații de urgență. Aceste activități vor fi desfășurate anual pe 13 august.